Bună ziua, dragii mei prieteni, vă salut cu mult, mult drag. Mă numesc Dana Uzacu, astăzi vreau ceva interesant să vă arăt. Aici am un ceai din plop alb pentru cine are tensiunea mare, dar mai am și ceva formidabil, deci unguent, la fel din plopul alb, care eu v-am arătat săptămâna asta, am făcut un live, acestea sunt fructele de la plopul alb, perule, pentru micoză, pentru unghiile bolnave. Dar să știți că aici am făcut azi o cremă foarte bună, foarte miraculoasă din plop alb sau unguentul din plop alb. Ia uitați-vă, este gros, ia uitați-vă cum arată, da? Deci noi ne ungem pe genunchi, pe șolduri, pe după cap, călcâi bolnave, oase, articulații, pentru persoanele care are deci, dureri de articulații formidabile. Ia uitați și culoare frumoasă are. Deci, într-adevăr, foarte, foarte bun. Ei, să mă pomenești cu așa tip de unguent care îl faci tu singurică, deci în casa ta, fără a cheltui bani. Formidabil. Eu l-am făcut de data asta cu ulei de măsline. Este foarte fraged, miroase foarte bine, ajută foarte bine, chiar și dacă ai unghi bolnave, chiar ce ai de dureri de șolduri sau de spate, coloana cervicală. Indiferent la și nu ai dureri, mai ales când vorbim de problemele acute de articulații, ca artrită reumatică, reumatism, chiar ca fiecare boală care, mă rog, de noi cine o are, de oasă, îi ajută formidabil. Eu le țin în frigider, dar am făcut-o pentru niște persoane care se le dau că au problemele de genunchi. Arată bine, formidabil, are o culoare gâlbui verzui închis din partea la plopul, la frunza de plop, dar credeți-mă că așa tip de unguent care îl faci tu în casă, îl ții la frigider, dar cu siguranță a să-ți fie de folos. Eu merg mai departe, să vă arăt toată rețeta, cum am făcut-o, pas cu pas, ia uitați-vă, da? Deci are frunzele, este plin de frunze, că am pus tot cu frunze. Nu lăsați un comentariu din ce țară mă priviți, sau din ce oraș, sau chiar din ce colț ale lumii, ca să vă arăt cum am făcut eu, să vedeți cum am făcut eu unguentul de plopul alb, așa este numit, da? Hai, cu Doamne ajute, un comentariu și vă doresc sănătate, dar eu merg mai departe cu rețeta mea. Formidabilă! Dragii mei prieteni, deci eu am revenit la această minunată rețetă pentru dureri de picioare. Într-adevăr, este un copac, plopul alb, într-adevăr foarte, foarte bun, care ajută mai ales pentru persoanele care au dureri de picioare. Dar eu am să vă explic o chestie. Eu aici am pierele lui, ia uitați-vă cum ele arată, chiar sunt niște pierle fructe, dar ca să luăm la drept, ia uitați, dacă noi fărâmăm pierula, ea este un gel, ia vedeți, un gel, se vede foarte, ia, foarte, parcă este o gelatină. Să știți, gelatina asta chiar ajută la dureri de picioare. Ia uitați-vă, da? Așa. Deci, hai să vedem cum fac eu crema mea. Mai întâi am pus într-un crastonel, hai să zicem așa, eu pun 500 de mililitri de ulei de măsline. Poți pui chiar și ulei de ghin. Așa, la foc încet. Încă o dată menționez, la foc încet, încet. Eu am tăiat frunzele la plopul alb, așa, în felul următor, cum foarfece. Ia uitați-vă cum este plop și eu mi le-am tăiat în felul următor, da? E ca așa, cum foarfece. Dar noi nu uităm că el are pierule, care pierule este foarte bun pentru micoză, dar este foarte bun și pentru tensiunea mare, pentru persoane ce au tensiune. Să știți că plopul alb, în multe țări din Europa, se pune la poartă înainte de Crăciun ca să-i dăi noroc această plantă miraculoasă. În felul următor, că mie îmi trebuie frunzele. Peste uleiul de măsline, eu adaug frunzele pe toate, dacă chiar caude o perluță, nu este nimic rău. Așa, și le amestecăm numai decât cu o lingură de lemn. Așa. El are și niște flori. Acestea sunt și florile lui, ia uitați-vă, da? Foarte bune. Așa. Le las la foc încet.
le apăs, le amestec întotdeauna cu o lingură de lemn. Crema se primește în felul următor, fiindcă mie să-mi trebuiască și ceară de albini, din pierule sau din fructul la plopulabru. Eu am să fac o cremă pentru micoze, pentru unghiile bolnave, dar le ținem la frigider, în așa mod, așa culoare se primește. Deci eu încep să dau jos frunzele de plop în uleiul meu de măslin. Așa, la foc încet, încet, el a să primească un verde frumos, așa, culoare de verde. Așa, încă o chestie foarte, foarte bună, că să mă întreb, că eu am repetat-o zi, Dana, și facem și cum facem pentru tensiunea mare. În felul următor, acesta al mine este plopul, da, cu frunză, nu mai mult de 3-4 frunze, ia uitați-vă, 3-4 frunze, într-un pahar, și peste el eu voi adăuga apă fierbinte. Așa, apă fierbinte. Îl las 2-3 minute ca el să măcerească bine, a să primească un verzui frumos. Așa, și poți să-l bei pentru tensiunea mare. Deodată vezi că tensiunea se dă jos. Deci este un ceai nemaipomenit pentru tensiunea mare. Chiar și bunii și bunicile, deci, le făcea când aveau dureri de cap, când aveau tensiunea mare. Așa, aici eu am ceară de albină, am să-mi tai așa cât o nucă, da? Ca eu să o pun când aproape, deci ea să fie gata. La foc încet, încet, avem grijă, nu dăm focul tare, că nu este nimic greu de făcut această cremă. Dacă îți mă întreb, Zidana, tu vinzi această cremă? Nu, eu nu o vând, dar vă arăt vouă cum să o faceți, ca să o faceți și pentru mama, pentru tata, pentru bunei sau cine are dureri de picioare acute. Este foarte, foarte bun. Așa, deci eu las încet, încet ca ea scoacă. Așa, deci e aproape la mine, s-a muiet foarte bine, că trebuie să moaie. Ia uitați-vă cum s-a închis, deci, uleiul, da? Și eu adaug ceara mea de albini, așa, cât o nucă. O adaug aici. Focul este foarte, foarte încet și absolut totul, după ce se topește ceara de albini, eu adaug într-așa borcane sau care borcane vrei. Și aici mă întreb, Zidana, dar noi scoatem, deci, frunzele de plop? Nu, le punem așa, fiindcă ele acolo se mai iasă toate vitaminele, fiindcă ele au foarte multe vitamine și are chiar și fier, și care se ajută la dureri de articulație, numai decât. După ce s-a topit toată ceara noastră, așa, noi adăugăm absolut totul în borcanele, așa, cu frunze. Și apoi el, frunza se lasă la fund, după ce se răcește, deci începem să întărească, să fac așa o cremă, cum am eu aici, aia, vedeți, da? O țineți la frigider și te dai pe genunchi sau pe dureri de articulații. Formidabilă! Formidabilă! N-ai să regreți niciodată. Chiar poți să le usuci. Dacă, de exemplu, este uscat și îți mă întreb, Zidana, poți fac cu ea uscat? Poți face, dragii mei prieteni, fiindcă este bună în orice modalitate. Și chiar să fărâm frunzele ei din plop, chiar să le fărâm pe toate, să le măcerești, să le usuci. Mai ales pentru persoanele care au tensiuni. Deci ei sunt foarte, foarte buni. Eu încet, încet, deci mi-adaug toată crema mea la borcanel, toată. Așa, îmi spun aici o farfurică, să nu... Ia uitați-vă, da? Ia uitați-vă cum s-o întinde, deci, toate florile sau toate biluțele, pierurile de la plopul alb, fiindcă el are foarte mult gelatină naturală și de asta este secretul că ajută la dureri de picioare. Așa, adăugăm bine, așa încet. E clar că este fierbinte, e normal. E fierbinte și tot uleiul, toată crema, că deja este o cremă, noi o adăugăm în borcanelul nostru. Foarte bun, foarte. Așa, eu clar ca să am și două borcanele, apes toate, eu niciodată nu scot toate, deci, florele sau frunzele, absolut toate le las, fiindcă ele or să moaie și eu, la urmă, putem, când dăm pe genunchi sau pe oasă, cu siguranță noi putem, deci, să le scoatem. Așa,
poate să iasă chiar și două borcanele, poate să iasă mai mult. Umplu cu ulei borcanelul meu. Ia vedeți, mi-a ieșit mai mult, cu siguranță. Așa. Și deci, cu siguranță, eu pun un capac și las așa. Deci, formidabil! Foarte bun pentru această cremă sau unguent, mai bine zis, pentru dureri de picioare. Așa, deci, crema mea eu o las la răcit și ea se primește în felul următor. Ia uitați-vă, da? Galbenă, bună, mai ales pentru articulație. Așa tipuri de cremă eu mai fac sau unguent pentru toate durerile acute sau probleme cronice de articulație. Miroase foarte bine, nu miroase rău deloc, chiar dacă ai o durere de degeți, chiar dacă ai dureri de călcâi sau absolut totul, absolut ce ai tu, problema ta, știi că asta este o cremă nemaipomenit care poți să o faci tu singuric în căsuța ta și te ajută foarte, foarte mult. Cu drag, a fost prietena voastră Zidana. Dacă nu sunteți abonați la canalul meu de YouTube, cu mult drag, vă abonați chiar și pe pagina mea de Facebook în bucătărie la Zidana Uzacuna. Lași un comentariu, este binevenit cu mult, mult drag. Eu vă doresc sănătate, aveți grijă de voi, numai bine și vă iubesc, dragii mei prieteni.